la nivel aeroport internațional. Reprezintă în primul rând motorul de dezvoltare al orașului, pentru că să nu uităm, de aici vin toate investițiile. Investitorii, dacă vor să vină prima oară, vor avea o escală la aeroportul din Craiova, care în sfârșit începe să arate și el aeroport internațional. Așa cum vedeți, astăzi, într-o primă investiție de 8 milioane de euro, în condițiile în care sunt în derulare investiții de 150 de milioane de euro. În momentul în care vom avea tot aeroportul așa cum l-au gândit cei care au făcut proiectul, probabil vom procesa peste 1 milion de pasageri și în acel moment vom deveni un adevărat hub regional, pentru că se va adresa nu numai românilor, dar din zonă se va adresa și bulgarilor și serbilor din zonă. În declarația pe care ați făcut-o oficial la microfon, ați spus ceva care mă interesează în mod deosebit. Este cea mai mare dezvoltare aeroporturilor din țară. Așa este. Ca și număr de pasageri procesați, de la an la an avem de fiecare dată cea mai mare dezvoltare față de celelalte aeroporturilor. Asta și din cauza investițiilor foarte mari care s-au făcut în ultimii ani pe aeroportul. E unul dintre cele mai mari succese ale mandatelor dumneavoastră de primar? Da, este, putem să spunem asta, că este una dintre cele mai mari investiții pe care a derulat-o Consiliul Județean pentru municipiul Craiova. Bineînțeles, și primăria are... Și bineînțeles, primăria de fiecare dată sprijină toate aceste investiții, pentru că până la urmă sunt în folosul cetățenilor. Mulțumesc foarte mult și succes! Mulțumesc!